FM. Așa cum v-ați obișnuit în fiecare seară de vineri, pe la 17, așa, mergem la psiholog. Raluca Anton este cu noi, suntem și live pe pagina de Facebook Radio Europa FM, pentru că avem o legătură prin Skype cu Raluca. Raluca, bine ai venit! Bine te-am găsit, traductor. Vreau să menționez faptul că e luni, nu e bine. Dar e în regulă dacă ție ți se pare vineri, chiar dacă e luni. Așa am zis, vineri? E clar că trebuie să-ți fac o vizită. Dacă am spus că e vineri, e bine. Sunt pe drumul cel bun. Cât de important este, Raluca, să avem grijă de noi? Cât de important este grija față de noi înșine? Și câtă atenție, până la urmă, ar trebui să dăm poveștii noastre ca să ne fie bine, așa, din toate punctele de vedere? Uite, așa de interesantă este toată situația asta cu grija față de noi, pentru că noi avem inclusiv în zona aceasta religioasă, iubește-te pe tine însuți, iubește-te aproapele ca pe tine însuți, deja asta înseamnă că pe tine trebuie să te iubești deja suficient de mult. Avem inclusiv în momentul în care zburăm cu avionul la acea invitație, în cazul în care se depresurizează cabina, îți pui întâi de toate ție masca și apoi ajuți pe ceilalți. Deci avem așa, în diverse contexte din viața noastră, invitația de a avea grijă înainte de toate de noi înșine, pentru a putea fi suport și pentru ceilalți, dacă aceasta este una dintre dorințele noastre. Însă, din păcate, nimeni nu ne învață cum să facem lucrul acesta și unul dintre obiectivele mele pentru anul acesta a fost, așa, când s-a încheiat anul trecut și am zis, ok, care e planul meu pentru profesional pentru anul următor, mi-am spus asta, că mi-aș dori să aduc cât mai multă simplitate și claritate când vine vorba de psihologie, tocmai pentru a-i ajuta pe cei care ne urmăresc și care ne ascultă și care sunt interesați de subiectele acestea, să le fie mai ușor să înțeleagă ce înseamnă grija față de propria persoană și atenția îndreptată către propria persoană. Pentru că, din păcate, noi așa teoretic știm că ar trebui să facem asta, însă nu știm exact cum sau care sunt lucrurile la care e important să facem. Și cu ce am putea începe, de exemplu? Există câteva etape prin care e important să trecem când vine vorba de această grijă și întâi de toate prima etapă este aceasta a grijii față de povestea noastră, este una dintre cele mai fascinante etape pentru mine în meseria mea, să fim puțin atenți la albia din care provenim, la povestea noastră, la istoria noastră de viață. Știi că eu de foarte multe ori aud și în cabinet, vreau să nu mă mai gândesc la toate lucrurile prin care am trecut, vreau să mă desprind de trecutul meu. Însă, din păcate, acest lucru nu prea este posibil și marea majoritate dintre noi sănătos ar fi să ne înțelegem trecutul și să integrăm asta în povestea noastră de viață. Venim dintr-un loc cu toată încărcătura locului respectiv. Mesaje, emoții, frici, îngrijorări, amintiri pozitive și e de ajutor să stăm să ne gândim la toate acestea și e primul pas în grija față de sine. Interesant. După care, sigur, apoi construim pe această idee, construim în zona de gânduri, asta înseamnă de mecanică, da? Care sunt valorile pe care le am, care sunt acele principii de viață care mă ghidează, fără să-mi dau seama că ele mă ghidează. Știi, câți dintre noi stăm la un moment dat să ne oprim pe parcursul vieții noastre să zicem, ia stai un pic să văd care sunt elementele centrale pe baza cărora eu îmi ghidez existența. Care sunt acelea? Familia, să fie viața profesională, copiii, mesajele pe care le transmit în comunitate, așa alergăm dintr-o parte în alta fără să ne fie clar. Există o vârstă la care ți apar toate aceste întrebări sau nu contează? Ar trebui, indiferent de vârstă, să te oprești la un moment dat când simți că ceva nu e în regulă cu tine? Există o vârstă la care încep să apară întrebările acestea undeva în jurul vârstei de, sau hai să spunem așa, între 23, 24 și 28 de ani, așa cum un cadru, când începem să ne adresăm întrebări despre, spunem noi în psihologie, sensul existenței noastre, despre sensul vieții noastre. De cele mai multe ori acela este și momentul în care li se concretizează tinerilor și acel context de a solicita ajutor în afara propriei persoane și a solicita ajutor de specialitate, dar apoi aceste întrebări sunt recurente. Dacă eu nu le răspund, nu-mi răspund acestor întrebări, ele nu se închid. Ele rămân constant acolo și noi zicem în psihologie, nu este atât de validat științific ceea ce urmează să spun, dar e o metaforă a acestei situații. De-a lungul existenței noastre ne tot ies în cale diverse momente și diverse experiențe în care, de fapt, încercăm să vindecăm ceva din povestea noastră de viață. Doar că e important să ne dăm seama ce încercăm să vindecăm acolo. Și să nu întârziem prea mult, probabil. Și să nu întârziem
întârziem prea mult, niciodată nu-i prea târziu. Am lucrat cu oameni de 70 și ceva de ani și a fost magic să lucrez cu vârsta, la vârsta respectivă. Dar ce întrebări mai poți avea la 75 de ani? Uite, existențiale, așa. Am avut un cuplu cu care am lucrat. Aveau 75 și 73 de ani. Și a fost atât de frumos, pentru că își doreau să trăiască ultimii ani din relația lor cât mai frumos posibil. Își doresc să se înțeleagă, își doreau să încheie călătoria lor în lumea asta, în acest mod. Cât de frumos este frumos, să lași acest mesaj generațiilor viitoare, pentru că fiul lor i-a adus. Fiul, adică ei și-au dorit, dar că fiul le-a căutat un terapeut. Și a fost tare frumos să am, să am acele întâlniri cu acest cuplu. M-am întâlnit și cu ei separat și a fost magic pentru familie. Știi, de fapt a fost un mesaj atât de frumos pe care l-a transmis generațiilor viitoare, că nu e niciodată prea târziu să ai grijă de relațiile tale, de experiența pe care o ai. Poți să mai ai încă 5 ani de trei și să-i trăiești frumos. Și au mai trăit apoi, după ce ne-am întâlnit noi, aproximativ 10 ani, fiecare dintre ei. Și au continuat să trăiască frumos și să-și trăiască în continuare povestea de dragoste. Raluca, știu că despre toate aceste lucruri putem găsi mai multe informații și într-o carte pe care chiar tu ai scris-o. Da, sunt tare încântată să pot să povestesc și despre asta. Uite, pot să vă și arăt că o am aici. Sigur. Se numește Terapie 1-1 cu sinele tău. Mi se pare foarte ciudat să mă văd de două ori într-un ecran, apropo de faptul că suntem și online pe Facebook. Și este o carte care are la bază fix aceste idei de grijă față de sine. Nu toată lumea poate să meargă la psiholog, nu toată lumea apelează la astfel de servicii, nu toată lumea crede în asta, dar e o carte în care am încercat să așa să pun pe foaie cele mai importante lucruri pe care le descoperim în demersul terapeutic, așa un început. Că apoi, sigur, pot fi multe alte extensii ale demersului terapeutic, dar asta e, despre grija față de sine și despre povestea pe care o transmitem celor din jurul nostru și generațiilor viitoare. Raluca Antonă, îți mulțumesc foarte mult! Și te așteptăm săptămâna viitoare din nou alături de noi la psiholog, în fiecare zi de luni, da, nu vineri. Mulțumesc că m-ai corectat ceva mai devreme, am rămas cu capul în weekend, să spun așa. O seară frumoasă îți dorim și mulțumim pentru informații. Mulțumesc. Cea mai bună varietate e aici. All day long, all the time.